Stimați reprezentanți mass-media, stimați concetățeni care ne privesc, v-am invitat la acest briefing, să faci conferință de presă, dacă doriți, la sfârșit puteți spune și ceva întrebări, pentru a spune poziția noastră referitor la alegerile locale din anul 2023. În primul rând, trebuie să constatăm că guvernarea, mă refer la partidul de guvernare PAS și Maia Sandu, în opinia noastră și aceste alegeri demonstrează, au suferit o înfrângere zdrobitoare. Deoarece, având toată puterea în stat, având toată media în mână, au interzis media de opoziție, având suportul partenerilor de dezvoltare, ambasadorilor, având susținere financiară externă foarte mare, record poate, nu au reușit să convingă cetățenii Republicii Moldova că ei sunt mai buni. Dacă o să facem o analiză comparativ cu alegerile din 2021, parlamentare, sau chiar prin prezidențiale din 2020, noi vedem că PAS a pierdut peste 200.000 de voturi ale cetățenilor Republicii Moldova. Moldovenii, de fapt, s-au trezit. Moldovenii deja nu se tem. Și eu vreau să vă felicit, dragi concetățeni, că dumneavoastră nu v-ați dat șantajului și presiunii. Și ați demonstrat că noi avem poziție. De fapt, acele 25-28% vot politic care l-au obținut PAS-ul demonstrează că 70% din cetățenii Republicii Moldova sunt împotriva acestui regim dictatorial al Maiei Sandu. Eu cred că anul 2024 va fi un an foarte greu pentru Maia Sandu și pentru PAS. Eu înțeleg că ei se bucură acum sau încearcă să arate că au rezultate bune. Dar cifrele vorbesc despre altceva. Noi, socialiștii, în aceste condiții, destul de dificile, de presiuni, dosare penale, am reușit să obținem un scor care îl considerăm foarte bun. Noi am obținut peste 100 de primari din turul 1, inclusiv 6 primari ai centrelor raionale, la acest capitol, la numărul de primari ai centrelor raionale, suntem pe primul loc. Mai avem încă 80 de candidați în turul 2, inclusiv 6 candidați la funcții de oraș. Noi am învins în raioanele, în orașele Briceni, Dondușeni, Ocnița, Soroca, Anenii Noi, Criulei. Avem 6 candidați la centre raionale în Florești, Râșcani, Șoldănești, Basarabeasca și Vulcănești. Mai mult ca atât, în 9 consilii raionale noi suntem pe primul loc. Inclusiv în 4 consilii raionale, noi deja avem majoritate în Consiliul Raional și vom numi președinții de raion fără a face coaliții cu cineva. Acestea sunt raionele Briceni, Dondușeni, Ocnița și Soroca. Vreau să vin cu un mesaj către cei din PAS care se bucură că au luat primul loc în 18 raioane. Nu vă bucurați prea devreme. Noi vom face și am început discuțiile cu diferite partide și nu, să nu credeți că în 18 raioane veți avea președinți de raioane. Nu veți avea. Eu sunt fiar convins că în aceste raioane, unde PAS a luat locul întâi, PAS nu va fi la guvernare. Vom discuta și cu alte partide, vom discuta cu toți pentru a fi la conducerea autorităților publice locale. Ce urmează? În primul rând urmează lupta pentru turul 2. Eu vreau să vin cu un mesaj către cetățeni. Niciun vot în turul 2 pentru candidații PAS, candidații Maiei Sandu. După cum am spus, noi avem 80 de candidați la funcțiile de primar, inclusiv 6 centre raionale, unde o să mergem în turul 2 pentru a obține votul cetățenilor. 2. Ce urmează? Noi considerăm, împreună cu echipa,
că este necesară consolidarea tuturor forțelor de opoziție împotriva regimului Maesan. Aceste alegeri locale au demonstrat că mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova vor să salveze statul, țara, din mâinile acestui regim. Regimul care a capturat absolut tot. Eu cred că alegerile locale este un bun început pentru noi toți, stimați reprezentanți a diferitor forțe politice, să ne unificăm efortul pentru decapturarea statului Republica Moldova. Eu vreau încă o dată să vă mulțumesc, stimați concetățeni, pentru suportul care ni l-ați acordat, să mulțumesc echipei și să știți că noi nu vă vom dezamăgi, așa cum am fost tot timpul alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și acum colegul Bătrân, ce vrea să mai spun? Da, mulțumesc. Așa cum s-a menționat, PAS-ul a suferit o înfrângere, fiind la guvernare, având tot controlul asupra resurselor financiare ale statului, având tot sprijinul Occidentului, dânșii au acumulat circa o pătrime din votul cetățenilor, ceea ce arată că PAS nu se mai bucură de susținerea cetățenilor Republicii Moldova. Noi, socialiști, în condiții de presiune enormă. Atunci când în satele din Moldova veneau emisarii Maesandu cu procurorii și cu diferite metode și cu banii publici, iar alte partide veneau cu banii din surse netransparente, noi am reușit să câștigăm doar din turul întâi peste 100 de primării, atunci când candidații noștri aveau în mână doar un singur ziar. Nu am mai avut și nu am utilizat alte instrumente și am reușit să învingem în foarte multe localități. Acest lucru arată că oamenii văd Partidul Socialiștilor ca principală alternativă a regimului de guvernare. Acest lucru arată că cei din teritorii sunt alături de noi. Încă o dată vreau și eu să mulțumesc tuturor colegilor din echipă, tuturor candidaților pentru faptul că au rezistat în aceste condiții deloc ușoare. Au ținut piept la multiple provocări, atacuri și la trădări murdare. Și echipa socialiștilor a demonstrat încă o dată că suntem un partid a oamenilor de stat, un partid al patrioților, un partid profesionist, a cei care știu să asigure oamenilor o calitate de viață mai bună. Mulțumim mult! Mulțumim! Mulțumim! Dacă ne-ați întrebat, dacă este